Sons et rythmes en France. Sunete și ritmuri în Franța. Un curs de limbă, cultură și civilizație franceză. La France de la Renaissance. Imaginația Renașterii, așa cum o putem judeca pornind de la Rabelais, este preocupată înainte de toate de libertatea de a se juca. E un moment de grație între evul mediu cel serios și erudit și erudiția încă mai trudnică a epocii clasice, în care spiritele cele mai luminate ale vremii doresc să glumească, să se distreze, folosind chiar bagajul de cunoștințe savante pentru a cărui dobândire trudiseră atât. Oare nu pentru asta studiază oamenii? Pentru a putea glumi altfel, cu o mai mare seninătate, dintr-un foișor mai înalt, de unde se vede mai departe. Sau pentru a cerceta cu imaginația alte posibilități de a trăi, ce rămân nebănuite pentru cei absorbiți de truda cotidiană. De pildă, Erasmus scrie Elogiul nebuniei, care este și un elogiu al prostiei, o satiră în care sunt cercetate formele slăbiciunii duhului omenesc. Thomas Morus scrie o Utopia, descrierea unei țări de nicăieri, bine guvernate de oameni înțelepți, care au reguli mai bune decât cele obișnuite în Europa. Personajele lui Rabelais călătoresc și ele peste mări și țări. De pildă, în cartea a patra, după ce trec de insula papii tiflilor și de aceea a papii manilor, ajung în niște ape pustii și reci, unde sunt înspăimântați de zgomote inexplicabile. Pantagruel, care se folosește în orice împrejurare de erudiția lui clasică pentru a găsi exemple de întâmplări din care să tragă învățăminte pentru situația prezentă, își amintește a fi citit undeva că filozoful Petron susținea existența mai multor lumi în formă de triunghiuri echilaterale în care se află prototipurile tuturor lucrurilor. Din aceste lumi care se atingeau una pe alta, cad câteodată prototipuri diverse și pe pământul nostru, ca un fel de rouă ideală, purtând chipurile lucrurilor trecute și viitoare. Dar de ce se aud de data aceasta zgomote, țipete, bubuituri, izbituri? S-ar putea, opinează Pantagruel, să fie vorba de un fenomen ca acela despre care zice filozoful Antifanes, cum că adică în unele ierni grele ar îngheța bocnă până și cuvintele. Apoi, când vine primăvara și vremea se mai moaie, se aud cu întârziere și vorbele pronunțate în timpul gerului celui mare. Seigneur, dit le pilote, de rien ne vous effrayez. Ici est le confin de la mer glaciale, sur laquelle fut, au commencement de l'hiver dernier passé, grosse et félonne bataille entre les Arimaspiens et les Néphélibates. Alors gelèrent en l'air les paroles et les cris des hommes et des femmes, les heurts des masses et des armures, les hennissements des chevaux et tout autre bruit de combat. À cette heure, la rigueur de l'hiver passé, advenant la sérénité et tempérie du beau temps, elles fondent et sont ouïes. Le confin. Graniță, frontieră, margine. Astăzi cuvântul se întrebuințează numai la plural. Les confins. Félon. Ticălos, Michel, trădător. Grosse et felonne bataille.
bătălie mare și cruntă. Le heur. Ciocnire, lovitură, izbitură. De la verbul se heurter a. A se izbi de ceva. Les masses. Este vorba de masse d'armes. Măciucile, gheoagele, buzduganele de război. Les heurts des masses et des armures. Izbiturile buzduganelor în armuri. Les hennissements. Nechezat. De la verbul hennir. A necheza. Les hennissements des chevaux. Nechezatul cailor. La tempérie. Echilibru, armonie, măsură. Elles sont oui. Sunt auzite. De la verbul ouir. A auzi. Acest verb, provenit din latinul audire, nu se mai folosește în franceza actuală. Cârmaciul corăbiei a spus: stăpâne, să n-ai nicio teamă. Ne aflăm la hotarul Mării Înghețate, unde s-a dat iarna trecută o bătălie aprigă între arimaspieni și nefelibați. Vorbele și strigătele oamenilor, bărbați și femei, învălmășala oștilor, ciocnirea platoșelor de fier și a securilor, nechezatul cailor, toată larma cumplită a bătăliei a rămas înghețată în văzduh. Acum gerul iernii a trecut, vremea s-a înmuiat și sub cerul înseninat zgomotele se topesc și se aud. Seigneur, dit le pilote, de rien ne vous effrayez. Ici est le confin de la mer glaciale, sur laquelle fut, au commencement de l'hiver dernier passé, grosse et félonne bataille entre les arimaspiens et les néphélibates. Alors gelèrent en l'air les paroles et les cris des hommes et des femmes, les heurts des masses et des armures, les hennissements des chevaux et tout autre bruit de combat. À cette heure, la rigueur de l'hiver passé, advenant la sérénité et tempérie du beau temps, elles fondent et sont oui. Sunetele acestea înghețate de pe vremea bătăliei dintre arimaspieni și nefelibați arată ca niște bomboane sau ca niște mărgele. Pentru a le descrie, Rabelais se folosește de termen din vocabularul heraldicii, adică de numele culorilor câmpurilor de pe blazon. De gueule, de sinople, d'azur, de sable et d'or. Tenez, tenez, dit Pantagruel. Voyez-en ici qui encore ne sont dégelés. Alors nous jeta sur le tillac, pleine main de paroles gelées, et semblait dragé, perlé de diverses couleurs. Nous y vîmes des mots de gueule, des mots de sinople, des mots d'azur, des mots de sable, des mots dorés, lesquels, étant quelque peu échauffés entre nos mains, fondaient comme neige. Et les entendions réellement, mais ne les comprenions, car c'était langage barbare. Excepté un assez grosset, lequel, ayant frère Jean échauffé entre ses mains, fit un son tel que font les châtaignes jetées en la braise sans être entamées, lorsque s'éclate et nous fit tous de peur tressaillir. C'était, dit frère Jean, un coup de canon en son temps. Le tillac. Puntea corăbiei. Dragé, perlé. Bomboane colorate ca niște mărgele. În franceză nu există cuvinte anume pentru a deosebi mărgelele de perlele de scoică. Mărgăritarele se numesc perle, eventual perle fine. De gueule. Roșu. Prin convenție heraldică, în legătură cu bucăți de blană,
roșii decupate de la gâtul animalului jupuit și folosite pentru împodobirea scutului. De sinople. Verde. Cuvântul vine de la numele unui oraș, Sinope, Sinope, de unde se extragea un pământ roșu pentru pictură. Dar expresia de sinople s-a fixat pentru culoarea verde printr-o confuzie. D'azur. Albastru. De sable. Negru. Cuvântul vine de la numele rusesc al zibelinei sau sobolului, animal cu blană neagră prețioasă. Grose. Măricel grosuț, groscior. Châtaigne. Castane comestibile. Braise. Jăratec, cărbuni aprinși. Entamé. A cresta, a tăia, a începe consumarea unui aliment. Éclaté. A pocni, a plesni, a exploda. Castanele coapte pe cărbuni explodează dacă nu sunt crestate înainte. Un coup de canon. O lovitură de tun. Uite, mai sunt unele nedezghețate. Și Pantagruel a cules cu amândouă mâinile și a aruncat pe puntea corabiei un morman de cuvinte înghețate, care semănau cu niște mărgele de culori felurite. Erau cuvinte însângerate, cuvinte de cer albastru, cuvinte aurite și toate se topeau în mâinile noastre ca niște fulgi de zăpadă. Atunci am prins să le auzim mai bine, dar nu le-am înțeles fiindcă erau ale unei limbi barbare. Un cuvânt înghețat destul de mare, pe care fratele Ioan îl încălzise în palme, a trosnit ca o castană coaptă. Toți au tresărit de spaimă. Aceasta a fost odată o lovitură de tun, a spus fratele Ioan. Tenez, tenez, dit Pantagruel. Voyez-en ici qui encore ne sont dégelés. Alors nous jeta sur le tillac, pleine main de paroles gelées, et semblait dragé, perlé de diverses couleurs. Nous y vîmes des mots de gueule, des mots de sinople, des mots d'azur, des mots de sable, des mots dorés, lesquels, étant quelque peu échauffés entre nos mains, fondaient comme neige, et les entendions réellement, mais ne les comprenions, car c'était langage barbare. Excepté un assez grosset, lequel, ayant frère Jean échauffé entre ses mains, fit un son tel que font les châtaignes jetées en la braise sans être entamées, lorsque s'éclate et nous fit tous de peur tressaillir. C'était, dit frère Jean, un coup de canon en son temps. De aici începe o variațiune năstrușnică pe tema diferitelor zgomote conținute, înfățișate de Rabelais cu mare belșug de onomatopee. Apoi, pe tema întrebuințărilor acestor țurțuri sonori. Ar putea fi vânduți, de pildă, doar și avocații vând cuvinte și câștigă bani frumoși cu ele. Ar putea fi păstrate ca gheața pe timp de vară, bine învelite în paie, într-un loc răcoros. Cât valorează cuvintele? Sunt oare mai scumpe astăzi decât pe vremea lui Rabelais? Și acum întrebarea pentru concurs. Cum arată cuvintele înghețate descrise de Rabelais în capitolul al 56-lea al cărții sale Pantagruel? Ioan Pânzaru, Jamel Abdeslam Ult, Oana Georgiana Enăchescu și Teodora Stanciu vă spun au revoir à la semaine prochaine. Sons et rythmes en France. Sunete și ritmuri în Franța. Un curs de limbă, cultură și civilizație franceză. La
France de la Renaissance.